E bine, meciul ăsta a fost chiar un dezastru total, dar cred că acum avem explicații. Pentru că dacă cu Finlanda a fost alcătuită echipa foarte inspirat, în opinia mea, selecționerul a făcut niște erori mari. Cei mai buni jucători ai noștri, în prima parte a meciului cu Finlanda, cei care au făcut diferența au fost cei doi interi, Cicăldău și Olaru. Doi jucători de 24 de ani. Doi jucători care n-au jucat tot meciul. Probabil că o să ne se spună că s-a încercat cu jucători care n-au acumulat o stare de oboseală și noi trebuie să înghițim explicațiile astea. Păi ce facem cu Kirikeș, care a jucat toate meciurile și are o vârstă? Și a fost forțat să joace și meciul ăsta. În schimb, băieții ăștia n-au jucat și au intrat, a intrat Olaru, mă rog, cu Butavi, când era 2-0 deja și era o debandată totală. Eu am avut senzația că întâlnim o echipă foarte slabă, în primele 25-30 de minute, foarte slabă, care nu exista pe teren. Eram primii la mingi, nu mi s-a părut că ne pot pune probleme în vreun fel. Mi-era oarecum frică de vreo fază fixă, dar am zis că n-au cum să ajungă să aibă faze fixe dacă ei n-ajungeau, nu puteau să lege două pase. De ce? Pentru că asta e echipa a doua a Muntenegrului. Așa e. Nu este echipa Muntenegrului. Echipa Muntenegrului este cu Savici, cu Jovetici, cu Marușici, cu fotbaliști care joacă la echipe mari. Iar acum ne-a dat 3 goluri Mugoșa, atenție, Mugoșa, care joacă de vreo 5 ani de zile la o echipă anonimă din Coreea, pentru că Coreea nu are fotbal, nu e nici Japonia să-l atragă pe Iniesta, nici China să atragă, să facă investiții uriașe. Joacă, cine-i Mugoșa? Un jucător care în Europa a jucat doar la nivel de Zweite Bundesliga, pe la Kaiserslautern nu prea juca. München 1960, ceva de genul, și care a fost de la Sheriff Tiraspol în 2017, dar care e Sheriff Tiraspol? În niciun caz ăsta de acum. Un Sheriff Tiraspol care nu exista în Europa. Deci ăsta ne-a dat 3 goluri. Este un dezastru național. Și trebuie să auzim păreri, dar nu numai ale selecționerului. Ale celor care schimbă mentalități, care pun capsule pentru 100 de ani, trebuie să ne dea explicații. Nouă, celor care suntem, de fapt, Federația Română de Fotbal. Dar și suporterilor și oamenilor care se uită la fotbal. Da. Că eu am spus mereu, mă întorc în urmă cu 3 ani, când a fost calificarea în semifinale la U19. Atunci a fost la U21. A fost frumos pentru federație, nu? Adică și-a luat meritele. Îi plăcea să fie lăudată pentru regula U21 și așa mai departe. E, acum nu. Că știți ce spunea Răzvan Bureanu acum vreo 2 luni, când era tot întrebat că nu ne calificăm și a spus până la urmă poate anumite calificări țin și de anumite acte de corupție pe care le-ar putea face un președinte de federație. Adică cumva spunea că faptul că nu ne-am calificat exclude cu totul aceste acte la care ar fi putut participa. Dar e nevoie de explicații. Multe. Pentru că și argumentate, nu așa. Să te bată Muntenegru de 2 ori în 10 zile cu scorul general de 5-0. Muntenegru cu echipa a doua. Muntenegru cu echipa a doua, da, este unul. Am mai spus și eu, ți-am mai spus, ți-aduce aminte, am dat exemplul ăsta lui Tavecchio, acum 2 ani, când Italia, fără precedent, s-a calificat de 60 de ani, Mihai. Da, și Tavecchio s-a dus în fața, îmi dau demisia și așa a dat demisia. Președintele Federației. Președintele Federației, Tavecchio. Deci, pe naiba, adică asta e o. Da, sunt într-un total acord cu Mihai. Eu am fost și eu jucător echipei naționale și, într-adevăr, da, pentru că acum jignire... încercăm să mă gândesc acum, ce înseamnă echivalentul României pentru Italia o necalificare la mondial. Adică pentru România ar fi în retrogradarea în Liga 3-a să joci cu Gibraltar și cu cine mai e pe acolo. Cred că la fel ce înseamnă pentru Italia să nu meargă la un mondial. Cam asta. Da, ca da. Să păstrăm nivelul. Da. Nivelul. Că... foarte grav. Foarte grav, da. Foarte, foarte grav, adică, bun, ok, ai luat un gol, ai avut o reacție că ai avut bara aia, da. Iar apoi ai avut să spui la 1-0 faza aia în care e de discutat dacă se impunea sau nu acordarea loviturii de pedeapsă. Doar că la noi nici cu loviturii de pedeapsă nu se știe. Eu, nu știu, știu regulamentul, știu că m-a deviat un coechipier, dar totuși cred că avea timp să se ferească. Dar, în fine, a oprit mingea cu mâna. Acolo se poate discuta. Dar aș vrea să aud asta de la cei care sunt responsabili pentru acest, repet, dezastru național. S-a
scandat emisia în ultimul sfert de oră și așa cum spuneam, nu s-a specificat, da, a cui demisie. Poate s-au lăsat puncte. Ca fiecare să completeze. Demisii, să, da. Să completeze. Mi se pare că primul vinovat e Edi Ordănescu, conducerea federației, Mihai Stăchiță, adică pentru că e momentul, avem 3 luni până la următoarea campanie, următoarea acțiune, care e foarte important din punctul meu de vedere, pentru că măcar putem salva ce? Să nu retrogradăm. Asta ne-a mai rămas acum. Adică primul loc, locul 2, care ne garantează într-un fel locul la baraj pentru Euro, în cazul în care ratăm prin intermediul primar, nu se mai poate, pentru că o să termină și clasamentul, adică suntem prea departe. Dar putem salva măcar să nu retrogradăm în Liga C. Dar până acolo, responsabil, vi se pare mai degrabă antrenorul, mai degrabă jucătorii, că n-au valoare sau din alte motive, sau mai degrabă conducerea federației? Florin. Da, Dani, mi-e greu să spun. Evident că toți au parte de vină. Cine are cea mai mare vină în cazul ăsta e antrenorul întotdeauna, pentru că antrenorul selecționează jucătorii, el face strategia de joc, el este responsabil de tot ceea ce înseamnă această echipă națională, ce este universul echipei naționale, stafful, jucătorii, convocările, jocul propriu-zis, stilul de joc care dorește să-l implementeze. După care, evident că și la nivel de federație au și ei, bineînțeles, responsabilitatea lor. Acum, eu nu vreau... Știi cum e trecutul meu? Nu mai sunt deja sătul să mai vorbesc de federație, că am făcut parte, știi, din echipa lui Lupescu. Nu mai vreau, că după aia zice lumea, domne, vorbești tot timpul. Dar evident că și federația... are, vedeam acolo, de exemplu, 100 de ani, acum hai, dacă 100 de ani de pasiune și ce vrea. Bun, 100 de ani, nu 100 de ani, sunt, decât sunt de 12 ani, 90 și... Cine? Da. Ce se aburlea, nu? E chestia lui 14. 14 ani, 100 minus 14. Nu zic, din 2014 sunt ei. Bun. Dacă te referi la Burleanu mă refer la acești ani care pur și simplu nu au fost de pasiune și de victorii sau ce, acea chestie. Deci eu aș face 100 minus 14, nu știu, nu prea am fost bun la matematică. Deci, evident că trebuie să fiecare... Și are dreptate... 92 de ani de pasiune și de bună. E fabuloasă. Deci Mihai are dreptate, într-adevăr, mă simt într-adevăr și eu. Într-adevăr. Și acum tu vorbeai înainte de emisiune, apropo de declarațiile foștilor mari jucători, păi evident că se simt și ei foarte jigniți, că au îmbrăcat acel tricou și evident că sunt și ei jigniți. Sunt, cum să zic eu, să încaseze atâtea goluri de la echipe oarecum care mulți ani în urmă pur și simplu erau pentru noi meciuri de antrenament aproape, să fie batjocuri acestor echipe, evident că foștii mari jucători se simt, nu știu cum să zic, oarecum jigniți, oarecum nu pot accepta asemenea situație. Și iată, de aceea ieși și se exprime evident propriile păreri și nu aici, ce îmi spuneai tu de Rădoi. Rădoi nu e chiar așa. Rădoi a fost și el antrenor echipei naționale și el a avut rezultate foarte proaste și ca atare era normal să fie o polemică. Nu s-a făcut de râs în halul ăsta. Nu, e adevărat. Nu, discuția era că Rădoi a avut un discurs zilele trecute. Cum că mari fotbaliști, să fie aproape de echipa națională. Că nu sunt aproape, că ar trebui să nu vorbească atât de des neavând date și că... Okay, ce date poate ne trebuie? Exagere. Că ne uităm la meciuri. Ce date ne trebuie? Corect. Că ți-ai uiți la meci și ți-e rușine că vezi jucătorii ăștia, că unii dintre ei cel puțin, că-ți cântă imnul. Serios, adică chiar ți-e rușine. Nu e posibil așa ceva să te bată Muntenegru echipa a doua 3-0 la București. Da. Chiar nu e normal. Adică după ce ai jucat cu Finlanda, bine, o repriză excelent. A doua, ok, ai conservat rezultatul. Ai bătut o echipă mai bună decât Muntenegru, Finlanda. Da. Dar minte de Muntenegru ăsta. Adică e chiar... Și acum ce faci? Îi dai debut la echipa națională lui Ștefănescu pe un post pe care n-a jucat niciodată. Care e posibil să îl poată juca. Dar parcă totuși e greu când un jucător e obișnuit o carieră întreagă, are și el 24 de ani, să joace în partea stângă, în stânga să aibă tribuna și în partea dreaptă terenul și acum îl trimiți în partea cealaltă, n-are repere poate. Și el săracul oricum și-a dat viața. Dar... era o problemă. Adică iar vrei să inventezi fotbal. N-a inventat destul cu Cristea închizător și cu atâtea și atâtea. Acum iar vrei să inventezi. De ce n-au jucat Olaru și cu Cicâldău de la început, care au fost cei mai buni jucători?
au fost obosiți. Ok. Probabil că au fost obosiți. Probabil că au fost obosiți. Ce... Chiricheșul fi fost obosit? Vă întreb. Cel mai obosit. Super. Super. Foarte obosit. A jucat non-stop. A jucat 4 minute. Și a jucat într-o presiune teribilă după meciul cu Muntenegru. Adică că mai contează și factorul mental. Nu contează numai factorul fizic. Că la un moment dat contează poate mai mult mentalul. Când, când ești foarte bine mental, te încarci și poți să treci și peste problemele fizice care pot surveni în timpul unui meci. Dar așa nu e posibil. Totul a fost gândit alandala la meciul ăsta. Totul. Vreau să revedem clasamentul. Repet, mai sunt două meciuri pentru fiecare echipă, evident. Acum, întrebare. Să spunem că ați fi în fruntea federației și să zicem că demiterea lui Edi Iordănescu n-ar presupune o despăgubire, adică o clauză de reziliere care ar trebui plătită. Ați activat demiterea lui Iordănescu sau l-ați lăsa până la finalul celor 6 meciuri, adică și pentru luna septembrie, după care să fie trasă linie? La ceea ce ați văzut, ceea ce s-a realizat, ce perspective oferă naționala și având acest clasament care tot timpul e cel mai important. Florin. Da, clasamentul este nemilos. Deci, practic, e un dezastru. Sunt, avem 3 înfrângeri din 4 meciuri. Un gol averaj negativ, evident. Mă uit pe celelalte cifre, în numere ale celorlalte echipe finale, în sfârșit Bosnia. E greu să spun. Dacă aș fi președinte, l-aș demite, pentru că am impresia că nu mai poate... Deși eu, repet, am spus înainte de meci, am spus și înainte de campania asta, sunt un fan, îmi place de el, de Edi Iordănescu, dar am impresia că nu este, este prea mare. Echipa, pentru echipa națională e o treabă prea mare pentru el. E prea dificil pentru el, este un antrenor de club, mai ales. L-aș demite, deși, repet, da, repet, văzând numerele, clasamentul, nu știu cât el mai poate face ceva în aceste, cât mai sunt 3 meciuri, dacă nu greșesc. Două meciuri. Mi-e greu. Pe de altă parte, mă întreb dacă are rost să-l schimb. Păi depinde cum gândești. Mă înțeleg, depinde... Nu neapărat că aduci pe cineva care să îți salveze acum. Deci dar gândesc... câștigi niște timp oferindu-i cuiva, da, ceea ce a cerut Bălu în momentul în care a vrut să semneze contractul cu federația. Deci este... Că la zilele următoare o să... Ne aplicăm un pic pe acele declarații ale lui Beroni. Da. Mi se pare că sunt mai actuale. Acum, dacă punem sunt conferința actuale. Aia lui Beroni, pare că sunt făcute acum, după meciul ăsta. Vin că eu trebuie să iau pulsul, să văd exact jucătorii, să-i simt că am fost prin Occident și am mirosit câteva vestiare, spune el. Și abia apoi să putem să mergem în preliminarii. Adică el avea nevoie de câteva meciuri să-și dea seama exact, să citească deci aici jucători. Am impresia că cu Edi, într-adevăr, din păcate, prin prima rezultatul și a jocului, Mihai, ne îndreptăm către un dezastru total. Deja suntem într-o jumătate de dezastru. Va fi un dezastru total și nu știu dacă mai convine, că ai dreptate, riscăm să retrogradăm, să mergem în... nu știu dacă mai are rost să mai continui cu el, să aduce un antrenor cu care să construiești, să poți să obții rezultatele foarte bune pentru a te califica la campionatul european, deși va fi deci foarte greu. Ok, deci spui că l-ai demite. Da, domnul Stoica. Da. Demisie de onoare a președintelui Federației de Române de Fotbal, împreună cu toți cei care au contribuit la dezastrul ăsta. De ce? Foarte simplu. Pentru că ne-a explicat că schimbă mentalitatea. Se pare că n-a schimbat-o bine. Ori a schimbat-o prost, ori n-a reușit să o schimbe. Asta înseamnă incompetență, demisie de onoare. Dar asta e mai greu. Uite, eu, de exemplu, cu Roni Levi, pentru că l-adusesem la Steaua, și e adevărat, ne-am calificat în grupe eliminând CSKA Sofia fără nicio problemă. Am făcut egal pe teren propriu la Cluj cu Schalke. Schalke e echipă destul de bună pe vremea aia. Așa. Și am plecat în Cipru și am făcut egal în Cipru. S-a considerat că e un rezultat negativ. Eu am plecat cu el. Pentru că așa mi s-a părut normal. Dar... Să că aș gira pentru el atunci când... Am girat pentru el? Da. Așa ar trebui să facă Burleanu acum. Să plece de la conducerea Federației Române de Fotbal. Să iasă să spună, domnule, mi-asum acest dezastru, că niciodată n-am fost atât de jos, cum suntem acum, să te bată Muntenegru echipa a doua 3-0 acasă,
și ar trebui să pleci. Dar mi-e teamă că nu o să se întâmple asta. O să vină iar cu un discurs gol, tip Ștefan Gheorghiu, să ne explice ceva spunând cuvinte. Atât. Nu idei, cuvinte. Nu, demisia de onoare sigur nu va exista. Nu. Asta o scoatem din calcul. Nu. Deci mai degrabă mă aștept să-și dea demisia Edi Ordinescu decât să-și dea demisia Burleanu. Adică asta aș mai lua în calcul. E mai mult probabil, da, cu siguranță. Da, asta cu demisia lui Burleanu sigur. Și acum, uite, ok, să vină altul. Cine? Cine vine? Selecționer sau președintele federației? Selecționer. Președintele federației poate ar fi amatori. Ce, nu găsim selecționer? Dacă căutăm cu adevărat, nu cum a căutat federația, că s-a făcut, că îl caută pe Beroni și când Beroni a venit niște condiții, mi se pare uluitor. Și a făcut poze la Salonicu Răzvan Lucescu, deși se știa clar că Răzvan Lucescu nu va veni niciodată la echipa națională, nu va reveni la echipa națională. Praf în ochi. Și acum mai am puțin cu Petrescu. Bam, 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 40.000 noi nu plătim, că s-ar interpreta. 400.000. 400.000, da. Ați zis 40. Nu, 400.000. Am vorbit mai nervos. 400. Că s-ar interpreta. Ai știut de la început asta. De ce ne ții așa? Adică, de ce ne arunci praf în ochi? Că nu ne place cu praful. Așa. După care, chestia aia cu Beloni, pe care nimeni n-a înțeles-o. Și dat așa, prin off the record, hai domne, că omul nu mai știe nimic, omul nu știe, habar n-are de nimic, omul e... Se pare că știa. Da. Știi? Și ajunge Medi sau Mutu, ok, dar de ce am mai pierdut vremea? Pentru că se știa clar că numele... n-am spus de Hagi. Care a fost primul, practic. Care a fost primul și care a fost... Știu, râdeam, adică era clar că nu... Ne face că muncim? Pe banii cui? Vrei să faci ceva? Vrei să ajungi un selecționer? Fă, du-te, că ești președintele federației și ai o armată de oameni acolo, găsește sponsori, că sunt și români care vor ca echipa națională să aibă rezultate. Și adu un selecționer în care ai încredere, care îți poate, garanții nu poate să dea nimeni. Uite ce se întâmplă în Europa. Ungaria bate la scor în Anglia. Germania spulberă Italia. Franța e ultima. Franța e la retrogradare. Uite, dacă nu retrogradăm, putem să jucăm cu Franța la anul, nu? Mă rog, în viitoarea ediție. Dacă nu retrogradăm, aproape sigur. Dar dacă retrogradăm, o juca cu Gibraltarul. Da. Și au ea niște maimuțe așa nervoase pe acolo. Plus că nu poți să știi niciodată dacă avionul oprește sau nu oprește la barieră. E foarte complicat, dar neapărat trebuie explicații și trebuie oamenii ăștia să reziste unui tir de întrebări ale jurnaliștilor, dar să răspundă la întrebări. Nu să se facă, mă rog, că răspund. Pentru că până acum astea ne-au fost servite. Numai limbă de lemn. Da. De sare rumegușul, de nu se poate așa ceva, numai să spui, să vorbești, să nu spui nimic. Nu suntem la politicienești ca să acceptăm asta. Vrem explicații. Suntem oameni de fotbal. Eu chiar vreau explicații. Spuneați mai devreme despre rezultatul șocant de astăzi. Anglia-Ungaria 0-4. Este uluitor, realmente uluitor ce reușește Ungaria într-o grupă teribilă. Într-o grupă cu Germania, Anglia și Italia. Ungaria este pe primul loc. Da. Și o să vedem, practic, o comparație. Cred că e comparația serie. Este neverosimilă această comparație. Imaginat. Grupa României la zi, clasamentul, și grupa Ungariei la zi. Este uluitor. Deci Ungaria conduce, nu după un meci sau două, să spui că e o întâmplare, după patru meciuri, conduce peste Germania, Italia și Anglia și noi suntem sub Bosnia, Muntenegru și Finlanda. Deci sunt șanse foarte mari să retrogradeze Anglia. Da, așa cum arată, a terminat meciurile cu Ungaria. Exact. Și Ungaria să se bată la... Și este formidabil. Formidabil cum fără să aibă jucători, cum am avut noi, spre exemplu, generația lor, care jucau la Milan, la Barcelona, la Real Madrid, pentru că Germania, acolo jucați voi, Leverkusen, ce să mai... Știi? Că atunci nimeni nu putea să se bată cu noi pentru că eram prea bun. Și noi și bulgarii, dar eram prea buni. Dar și jucam, într-adevăr, la echipe mari, la Chelsea, la... Acum ce să facem? Că nici ungarii nu joacă pe nicăieri la... E foarte Soboslai, da? Soboslai, care... no, și...
Au foarte mulți, foarte mulți. Au jucători în primul 11 al naționalei care joacă în campionatul intern. Intern e foarte bun campionat. Da, e un campionat în care Bumba, Claudiu Bumba, care până nu și-a găsit, are 11 goluri marcate în 30 de meciuri și cred că și asisturi un număr nu știu exact câte asisturi. La Kishvarda. Da. Adică, unde și Peteleu a jucat vreo aproape 20 de meciuri. Adică nu e chiar așa. Ideea e că ce se întâmplă la echipa națională nu e în regulă. Cât de vinovați sunt jucătorii? Vinovați în sensul de nu neapărat că vinovați că vin și nu vor să joace, adică valoarea lor care e că poate prea mică, poate că unii vin și au problema asta că nu se prezintă ok. Cum vezi perspectiva asta a jucătorilor? Că să discutăm și despre ei. Da, bineînțeles că și ei au parte de vină. Evident că ne uităm un pic pe numele echipelor la care băieții noștri joacă și nu, într-adevăr, nu sunt echipe în afară cu excepția cu 2-3, dacă nu greșesc. Nu. Da, uite-te și deci, la Montenegrin unde joc. Da, e adevărat și la Montenegrin. Dar ne au partea lor de vină, e clar. Nu, ce pot să zic? Pot să zic că nu pot să mai emit pretenții de la ei pentru că, într-adevăr, nivelul care, la nivelul care joacă echipele cu ei este destul de modest. Dar, pe de altă parte, are și dreptate și Mihai. Într-adevăr, de ce un jucător din Montenegro este mai bun, ajunge primul la minge, are mai multă voință, are mai multă putere decât un jucător român? Deci, e vorba de un fel de ADN. Să vorbesc de ADN-ul poporului nostru, până la urmă. Ajung să vorbesc de așa ceva. Pentru că nu știu de ce nu eram mai buni în anii 90 sau chiar în anii 2000 și băieții noștri. Deci, chiar nu m-aș da nicio explicație eu știu, credibile, nu știu. Este prea mare presiune, cerem prea mult de la băieți, suntem din nou... Deci, de ce cei echipele ca, eu știu, Bosnia, ca Montenegro, care sunt, acum câțiva ani, erau chiar foarte modești, erau în urna a patra, a cincea, nu mai știu. Au ajuns să pur și simplu să-și bată joc de noi. Mi-e greu să explic așa ceva, mi-e greu să explic, dar măcar aș fi vrut mai multă dăruire, aș fi vrut mai multă ambiție, aș fi vrut ceva mai mult. Ceea ce noi nu mai avem, ce am văzut în teren la jucătorii Montenegro. E adevărat, nu este o echipă fantastică, deloc. Chiar fără cele trei vedete, stele ale lor. Știi cum s-a prezentat Montenegro în seara asta? Cum s-ar fi prezentat, deși nu e chiar corect, dar ca să-și facă lumea o impresie. Cum se prezenta România în 1994 fără Hagi, Răducioiu și pe cine să mai... Dorinel sau pe Dan Petrescu, nu? Dan Petrescu, cam așa. Gică Popescu. Păi nu, că trei cei mai buni, spunem că... Păi cam Gică Popescu sau Berodedeci, că Savic le ținea... Da, deci fără Răducioiu, Hagi și Gică Popescu nu e câștigat vreun meci, eu am dubii. Că ar fi bătut vreun meci. Poate câștigam, păi a venit... Nu aveam parcursul ăla. Da, nu aveam parcurs. E ca să realizăm ce echipă am avut în fața asta, că poate multă lume spune, ok, păi, dar fotbalul din România nu mai e la un nivel, jucătorii nu mai joacă pe la nivel. A zis Costi Mocanu în comentariu, a făcut o observație, că cel mai bun jucător din Liga 1 de pe teren este Risto Radunovici. Așa. Și cam așa a fost. Pentru că Risto a făcut un joc bun. Da. Risto a făcut un joc bun. Care tu n-a jucat. N-a jucat titular. N-a jucat titular, da. Iar noi, care în mod normal trebuia să mergem să câștigăm meciul ăsta, explicați-mi și mie un singur lucru. Bancu era normal să joace, duse gol, fusese eroul meciului cu Finlanda. Probabil că stătea bine fizic. Chiar credeți că Rațiu, care n-a jucat meciul al doilea, nu putea să joace meciul ăsta? Ce-ți dă Rațiu pe faza ofensivă? Ce-ți dă Manea pe faza ofensivă? Trebuie explicate. Uitați-vă analizele pe care le-am făcut jucătorilor. Rațiu era în zona roșie, nu putea să joace, că risca să... Bravo, mulțumim. Dar vrem explicații, nu vrăjeala asta care nu mai ține, efectiv nu mai ține. Când ni s-a explicat acum cum vom juca și că publicul... Uite că publicul, când joci, e cu tine. Când nu joci, așa-s românii, nu mai sunt cu tine. Nu doar românii, și în alte locuri. Când nu joci, nu în toate locurile. Nu în toate locurile, dar... Sunt multe locuri în care dacă nu joci, publicul își pierde răbdarea. Mai ales pe fondul unor ani în care n-ai avut rezultate. Adică nu s-a întâmplat doar în campania asta să nu avem rezultate. Ai dat speranțe oamenilor că ai bătut pe finlandezi. Da. Și acum vine Muntenegru, care în mod normal se cam știa că e ultima echipă ca valoare din grupă. Te bate 5-0 în dublă manșă. Muntenegru a câștigat doar cu România
în grupa și asta. Mi-e teamă că așa se va întâmpla, și că va câștiga numai cu România. Mă uitam pe de declarații pe care le-a făcut Chiricheș la Prima TV. Spune niște lucruri interesante, că e un moment foarte trist, am făcut un joc realmente slab, e un moment greu, e și finalul ăsta de sezon, ne pare rău că nu am făcut mai mult, nu ne-am ridicat la așteptările tuturor. Și apoi a fost întrebat, ce e trist, sunt dezamăgit această perioadă, nu știu, sper ca după vacanță să mă liniștesc puțin și să-mi pun gândurile în ordine. A fost întrebat despre o posibilă retragere și a spus, sunt momente dificile, câteodată gândești și astfel de lucruri, ai gânduri mai negre. Vreau să merg să mă liniștesc acum și vedem, nu vreau să spun acum ceva. Au fost momente grele, după primul meci mi-a fost înjurată familia, copiii, acceptă orice despre mine, dar nu vreau să se lege nimeni de familia mea. Adică nu spune nici că se retrage, nici că nu se retrage. Că spune că are niște gânduri amestecate, așa. Da. Pe de altă parte, nu se pare că totuși în ziua de azi, aici mă refer în ultimii ani și iau ca perioadă 10, poate 11, 12 ani ca să-l inclus și pe Radu Ștefan. Nu se pare că totuși jucătorii renunță prea ușor la echipa națională? Te întreb și pe tine care și tu ai renunțat ușor. Încă am acest regret și nu trebuia să o fac. Da, e adevărat. Dar totuși are 35 de ani. 33 face în noiembrie. Eu cred că el mai poate juca 2 ani buni. Mai poate fi stâlpul apărării, deci liderul apărării, liderul, de fapt echipe, că el e un lider acolo. Eu cred că ar putea să mai joace dacă joacă evident la echipa de club mai mult. Mai avem nevoie de Chiricheș și de Vlad. Un jucător care au jucat până la 38 de ani. Undeva înțeleg că echipa națională nu mai atrage cum atunci. Exact. La tine, într-adevăr, era inexplicabil. Că totuși național atunci mergea la turnee și cu toate astea tu ai decis să renunți. Da. Că atunci era ofertant pentru un jucător. Era națională, mă duc la turnee, la mondiale, la europene. Acum cineva se gândește Chiricheș. Ce, rămân la Sassuolo, știi cum a făcut Șătărușanu. Oricum, unde mă duc? La ce turnee? Că nu prea mergem. Nu, așa este. Pot să gândească și așa jucătorii. Ai vacanță mai lungă. Da, bineînțeles, am glumit noi. Da. Așa este. Dacă ai o națională care e să meargă, adică belgenii nu cred că se gândesc să renunțe la națională. Este, probabil nu. Este mult mai ușor să ajungi la turnee finale acum decât înainte. Da, așa este. Oameni buni, în 84 s-au calificat 7 echipe la turneul final al campionatului european. 7! Și una am fost noi. Din ce grupă? Din grupă cu Italia, campioană mondială antită, Cehoslovacia, care era și Cehia și Slovacia, Suedia. Și noi, Suedia. Ce să mai discutăm? O echipă se ducea atunci. O echipă se ducea. Știu, se duceau 7. Copil. Se duceau 7. Da, dreptate, e mult mai ușor să ajungi astăzi. Acest sistem de noi în momentul ăsta suntem într-o situație fantastic. Cum se află, nu FCSB, chiar dacă a scăzut în... Cum este, de exemplu, Universitatea Craiova în cupele europene. Universitatea Craiova în cupele europene nu poate să ajungă în grupe, cum România nu va mai putea să ajungă la un turneu final, dacă nu va scoate la un moment dat sau va termina peste o națională respectabilă. Că n-ai cum! Că tu fiind în urna a treia, poate o să ajungem în a patra, teoretic întâlnești doar naționale bune și foarte bune. Dar răspund ceva. Am zis că mai jos nu se poate. Ne arată bulgarii că se poate și mai jos. Da. Bulgarii care pierd 5-2 în condițiile în care georgenii ratează la 5-2 penalti, să piardă 6-2 acasă cu Georgia, fac 0-0 după aia acolo, să lovezi, nu contează, și fac egal cu Gibraltar. Da. Mi-e teamă să nu cumva să ajungem, dacă mergem tot așa și nimeni nu dă nicio explicație și ia... 2-3 zile și după aia se uită. Ne uităm pe declarația ta peste câteva luni, să știi. Și tare mi-e teamă să nu cumva să ajungem acolo și să ne speriem și după aia să ne... Foarte. Dar știi cum? Parcă totuși aș vrea un selecționer care să ne spună cât de bun e Naționala Gibraltarului, că Muntenegru la momentul ăsta este peste Croația. Dacă ziua de azi. Dan Petrescu, sigur să auzim. Decât să auzim discursuri fără conținut. Am și o vârstă și nu mai suport să aud. Adică eu am prins vremea comuniștilor. Am fost și membru de partid, în Partidul Comunist Român. Învățam bine. Dar nu-mi plăcea. Și cred că după 32 de ani și mai bine de la Revoluție, nu credeam că o să mai văd oameni care au discurs comunist și acum. Și asta văd. Văd miniștrii care au discurs comunist și care iau măsuri comuniste. E stadionul meu, eu joc aici. Așa vreau eu să joc aici. De ce să joace unul care plătește? Doamne, îți dă 46.000. Așa și care e problema? Eu nu vreau, că n-ați vorbit frumos cu mine. Da. Come on, deci
E stadionul nostru. Lasă-ne să jucăm, că e stadionul nostru de contribuabil. Oamenii ăștia conduc România de parcă ar fi o țară pe care au câștigat-o sau au găsit-o. Și o folosim dacă o găsim. Nu. Nu e normal să se întâmple așa. Suntem în 2022. Că toate... Nimic nu e întâmplător. La toate nivelurile e greșit ce se întâmplă în România. E foarte greșit. Și trebuie făcut ceva. Nu poți să faci autostrăzi peste noapte. Te apuci de ele. Dar sunt niște chestii care se pot corija peste noapte. Lasă-ne, domne, să jucăm. Pentru că noi suntem o echipă care putem să strângem și 50.000 la un meci de oameni. Că vin să vadă. Și o să vedeți, la meciurile amicale o să vină să vadă. Și atunci ce se întâmplă? Fac ce vreau eu. Burlea nu face ce vrea el. Pun pe cine vreau eu, mă. Că eu vreau să pun la antrenor care vrea salariu mic. Și care vrea să-și adauge în CV. Așa vreau eu să pun selecționare. Îl pun pe Bratul la echipa națională de tineretate. Dar n-a făcut niciun rezultat niciodată în viața lui. A fost antrenor la Tunari, la Junior, la Dinamo. A fost antrenor la Turis Măgurele. A fost la Chiajna, a fost la Bacău. A retrogradat cu echipe care aveau obiectiv promovarea. Și îl pun la echipa națională de tineret. Da. Pentru că fac ce vreau eu. Nu dau explicații nimănui. Așa vreau eu. Noi nu știm contractele selecționerilor. Noi n-am știut niciodată. Că nu vreau. Eu, președintele federației, eu le fac la secret. Dom'le, avem reprezentanți în comitetul executiv. Nu trebuie să știe ei. Eu trebuie să știu. Și atât. Da, vreți să vă spun ceva? Până la urmă e normal să facă ce vrea. Știți de ce? Pentru că e votat în unanimitate. Unanimitate. Dacă ești votat în unanimitate, fac ce vreau, nu? Că înseamnă că am unanimitate. Da, pentru că lumea mă iubește și mă votează. Da. Corect, așa este. Păi, unanimitate, un vot măcar împotriva sau să e un sistem comunist, așa este. Dar probabil că unora le este frică să voteze contra pentru că se așteaptă la represalii. Poate că nu face nimeni represalii. Și eu nu-l văd făcând represalii pentru că e un tip care nu deranjează pe nimeni. Tot timpul sărăzător, da. Cu ochelarii pe ochi, înalt, prezentabil, înțeleg că încasează o sumă importantă de la o comisie, pe la FIFA, foarte frumos, înseamnă că am înțeles că are o engleză impecabilă și știe să se comporte, dar trebuie să dea explicații acum în România pentru ce face, pentru ce nu face. Explicațiile le-a mai dat și le va repeta, deci nu... Noi am pus la dispoziție totul echipei naționale. Sigur. Cazare, diurnă. Cazare, da, absolut toate condiții bune. De ce dai diurnă la echipa națională? Diurnă înseamnă cheltuieli de masă și cazare. Tu asiguri masă și cazare. De ce dai diurnă? Dă-le prime jucători. Dar nu neapărat asta. De ce dai diurnă? Pentru că suma se ridică, e o sumă foarte mare. Mare, da. Înțeleg că jucătorii, n-am întrebat jucătorii noștri, habar n-am, dar înțeleg, e posibil să mă înșel, înțeleg că iau 300 de euro pe zi. 300 de euro pe zi la 18 zile de cantonament înseamnă 5400 de mulți cu, sunt peste 25 de jucători, da? Staff-uri, 30 da. Au fost acum. Păi și atunci cum facem? Cum justificăm astea? De ce dăm foc la bani? Da. Mie mi se pare că una dintre principalele responsabilități a unui președinte de federație este să fie inspirat atunci când alege selecționerul. Sigur. Că sigur. Nu poți să vii să spui, sigur. E treaba selecționerului. Ok, dar cine l-a pus? Că Edi Ionescu n-a venit singur și a zis, eu sunt... Inspirația asta nu are de când a devenit... A avut cu Iordănescu. Atunci cu Iordănescu. Cu Neapuiu, da, corect. Găsindu-l cumva acolo și fiindu-i la îndemână, pentru că era o situație de criză. Bine, și că plecase în plină campanie. Atenție. Calificarea aia s-a întâmplat în 2015, păi, da? În 2016 am jucat la turneul final. În 2014 a preluat la federație. În 5 martie 2014. Da. Deci se poate cineva să gândească, eu spre exemplu pot gândi că este moștenirea celui dinainte. Adică lui Victor Pițurca. Mircea Sandu. Da. Lui Mircea Sandu, corect, scuză-mă. Am preluat de la Mircea Sandu. Am mers din inerție și am calificat echipa națională cu Iordănescu, care a fost promovat de Mircea Sandu. Și după aia s-a ales praful. N-am mai făcut nimic, pentru că am schimbat mentalitatea. Asta am făcut, am schimbat mentalitatea. Păi cum o schimbi, fratele meu? Da, și toți selecționerii aleși, aici mă refer la Naționala Mare. Kicks. Da, a fost un dezastru. Și ai venit și ne-ai spus, domnule, extraordinar, ne-am calificat la campionatul european de tineret și acum la campionatul european U19. Da, e ok și este bine pentru fotbal românesc. Nimeni nu spune asta, că nu e bine. Dar ce face cu echipa națională? Ca asta, nu vine nimeni să vadă echipa U19. O să merg eu să văd de la meciul cu Italia.
Dar nu mi-e vine nimeni să vadă un 19. Dacă întrebi suporterii care, da, bineînțeles, da, că știu echipa, toți jucătorii echipei naționale și știu și jucătorii echipei naționale, indiferent ce vârstă au suporterii din anii 90 încoace și toată lumea vorbește de generația de aur, dacă îi întrebi cine joacă la un 19, s-ar putea 1-2 să știe că joacă Rare și Lie, dar atât. Nu se poate așa ceva. Nu, nu, eu nu mai accept chestiile astea, aici facem bine, aici facem bine și scoatem în față, avem un aparat de PR extraordinar, uite ce facem. Nu, ce faceți la echipa națională? Când ne-a bătut Muntenegru 3-0, fără jucători importanți și ne-a mai bătut toată 2-0. Și am zis atunci, după ce ne-a bătut 2-0, toată lumea, domnule, a fost foarte, dar nu o să mai fie, nu știu, bă, da, este deci ce mai rău. Deci noi încheiem această campanie. Exact cum am început-o, da. Este uluitor, chiar mai rău. Am jucat în deplasare, am pierdut 2-0, a jucat Barușić cât de cât, da? Și acum, și fără Barușić și fără oricine, ne-a bătut 3-0. Ne-a bătut 3-0 și la... Ok, acolo, de la 2-0 încolo nu mai avea ce să mai ce pretenții să ai, că era un haos total. Ca să spui că vene bine, puteai să... Dar momentul când faci... Spune și mie, de ce nu faci... Ai văzut că nu ți-a mers în prima repriză. Ai mai luat și gol, semnal de alarmă, faci o singură schimbare la pauză. Mi se pare prea puțin. Mai ales când ai la dispoziție 5, că dacă aveai 3, exact, zici da, fac exact una și mai păstrez două. Mi-a făcut după aceea, dar... A făcut în minutul 56, se pregătea să facă schimbările și a venit golul. Fix atunci a venit golul 2, golul de 2-0. Poate dacă le făcea mai repede, nu venea golul de 2-0. Am văzut o imagine un moment și avem și o captură pe parcursul meciului. Jucătorii care n-au făcut parte din lot au stat în tribună și au urmărit meciul și undeva pe parcursul reprize secunde este un moment cu Andrei Ivan vorbind la telefon. Este în timpul meciului că se și vede. Între doi membri ai staff-ului echipei naționale, da, bănuiesc. Nu știu cine sunt domnii aia, că nu s-au prezentat, dar cred că lucrează la echipa națională. Că mai sunt acolo, da, cine mai e? Crețu? Crețu după aia e Ghiță? Ghiță, da. Da. Și Ivan vorbește la telefon în minutul 66, deci jumătate reprize e ok chestiunea asta? E ok așa ceva? Eu cred că nu. Adică, știu, nu știu, au un regulament probabil la echipa națională cu telefon aici. Cum vi se pare? Mare pare preocupat. Acum, poate că... Poate nu. Cred. Sper să nu cumva să fi primit vreo veste și să fi trebuit să răspundă la telefon. Da. Nu vine să cred că Ivan s-a apucat să dea telefoane în timpul meciului, că... Cred că suferă și el, că da, nu-i frumos, e tribunul, nu știu ce să zic. Adică până nu ai toate datele, parcă e păcat. Da, mie mi s-a părut o imagine. Nici eu nu știu ce a vorbit și cine l-a sunat sau dacă el a sunat pe cineva. Dar așa ca imagine, adică meciul se joacă, mai e și scorul ăla acolo și tu stai să vorbești la telefon. Frumos. Nu știu, repet, acum sper să nu se fi întâmplat asta ceva grav, se poate să fi întâmpla primit orice... vreo veste. Eu recunosc că am dat afară un jucător acum mulți ani de la echipa la care eram, pentru că la meci mâncase mine.